Bun găsit, doamnelor și domnilor, din nou în legătură directă cu sala sporturilor din Mioveni, acolo unde în curând va începe cel mai așteptat meci al fazei semifinale din Final Four-ul Cupei României Fan Curier la feminin. Partida dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, o confruntare între locul 1 ocupat în acest moment de trupa giuleșteană și poziția a treia în Liga Florilor, pe care se situează în acest moment SCM Râmnicu Vâlcea. Este practic o repetiție pentru finala campionatului, așa cum au numit-o foarte mulți, partida din ultima etapă de săptămâna viitoare, când Rapidul va juca în deplasare la Vâlcea și se va lupta pentru a-și păstra acel punct, acel avans minim pe care l-are în acest moment în campionat peste marea rivală de la CSM. Așadar, Rapid București, SCM Râmnicu Vâlcea, este meciul care va începe în câteva momente. Vă reamintesc că mai devreme, la ora 11, a început prima semifinală și, deși timp de 25 de minute, Măgura Cisnădie a reușit să facă față mai mult decât onorabil Tigroaicelor, CSM București s-a impus până la urmă și s-a desprins decisiv în repriza secundă și a reușit să-și adjudece locul în finala de mâine, care de asemenea va fi transmisă la televiziunea română, 28-23 pentru echipa pregătită de Adi Vasile în confruntarea cu Măgura Cisnădie. Aliniate la centru, cele două echipe, imediat va începe această partidă cu un prim atac care va aparține Giuleștiului. Claudiu Belean și Ștefan Hendrea sunt cei doi arbitri ai meciului dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Rapid București. Observator este buzoianul Marian Stan. A început această partidă, poate cel mai tare meci al semifinalelor, un duel tactic interesant între doi antrenori străini, norvegianul Bendal la Vâlcea și spaniolul Carlos Viver la Rapid. Primul atac pentru feroviare și o prima aruncare, fostul, intervenție foarte bună. Kikilișević, Gorșenina, pasă din intervenție, intercepție și contraatac, Fraga Fernandez, primul gol pentru Rapid, Gorșoș, pasă decisivă. În campionat, în Giulești, Rapid a învins pe SCM Râmnicu Vâlcea cu 33-27. Vă spunea și colegul meu puțin mai devreme, Rapid se bate în continuare pentru titlu cu CSM București, un punct diferență. În acest moment, Rapid este liderul campionatului, Vâlcea pe 3, dar Vâlcea va arbitra lupta pentru titlu în ultima etapă, într-o rundă în care, vă spuneam, Vâlcea joacă acasă cu Rapid și CSM-ul cu Minaur pe teren propriu. Oprit jocul de cei doi arbitri, a fost un duel mai puțin ortodox pe semicerc între Gabi Perianu și Asmael Gaui, pivotul Vâlcei. Biscevici, golul este valabil. Un lucru interesant care trebuie spus despre Kiki Biscevici, probabil nu știți că ea este și cântăreață, va cânta în deschiderea Final Four-ului de la Budapesta în Champions League. Aruncă ucraineanca Vâlcei, dar nu reușește să bage mingea în poartă, Glipco. Fraga Fernandez. Buceschi se dă însă în forțare, capitanul feroviarelor. Buceschi scoasă în extremă, o aruncare mult peste poartă. Roberta Stamin este cea care a ratat. Nu, Coina Lupei. Fernandez intră în circulație, Buceschi se duce în zona centrală, pasă pentru Fernandez, Fraga, minge la târcă, nici nu știu ce a fost, că pasă nu a fost, probabil a fost deviată această încercare de aruncare a Sorinei Târcă. Arbitrii Hendrea și Belean, observator Marian State. Atac din pase succesive, Badea trage la bara a doua.
componenta națională a României. Dache, Glinco și Liscevici la linia de 9 metri pe faza ofensivă pentru Vâlcea în acest debut de meci. Elgaui este pivot. Pe extreme sunt Evgenia Levchenko și Corina Lupe. Acum Levchenko reușește să recupereze, pasă și este lovită în figură Diana Ciucă. Elgaui n-a avut nici cel mai mic moment cu certitudine intenția să o accidenteze pe portărița Rapidului. Să nu uităm că Diana Ciucă și Esmael Elgaui au fost colege la Vâlcea în sezonul trecut. Vă spuneam puțin mai devreme, iată și oficialii clubului Rapid, Vali Caciureac, fostă vicecampioană olimpică și campioană europeană la atletism, Bogdan Vasiliu, managerul formației, de asemenea acolo erau și jucătoarele care nu evoluează astăzi pentru Rapid, Dragomir Trifan, alături de ele fosta jucătoare a Rapidului muntenegreană Iasna Boljevici. Badea de data aceasta nu reușește să bage mingea în poartă, o minge care atins bara. Kiki Liscevici joacă aproape, Dache pătrunde și înscrie. Frumos s-a descurcat între două apărătoare. Târca a scăpat de apărătoarea pe care o avea în față. Fernandez Daca pentru Ainoa Hernandez, care cu toată opoziția Dacianei Hosu reușește să finalizeze. Se repune foarte repede de la centru, rit de joc impecabil și Lupei de această dată prinde volta peste Diana Ciucă. Echipe care încearcă astăzi să joace foarte repede, să repună mingea repede pentru a nu permite adversarilor să facă schimbări între atac și apărare. Din nou trage teribil pe Vitale Târcă. Repune rapid a vâlcencelor, dar incorrect arată cei doi oficiali. Să spunem că se întâlnesc două foste deținătoare ale Cupei României, Vâlcea 14 cupe plus 5 finale, Rapid o cupă în 2004 plus încă două finale. Vă spuneam, vâlcencele care au și palmaresul Olchimului, 14 trofee, au fost antrenori cu nume mari care au câștigat Cupa României cu Vâlcea, Constantin Cojocaru, Gigi Ionescu, Bogdan Macovei, Gheorghe Tadiș, Pilică Popescu, Florentin Pera. Greșeala lui Liscevici, o pasă dată spre nicăieri. Buceschi! Se lasă avantaj și acum se dă eliminare împotriva Gorșeninei. Nu, cartonaș galben. Iată intervenția lui Olga Gorșenina în duelul cu Buceschi. Lipko joacă aproape la Kiki Liscevici. Kiki Liscevici și Bilea Gonzalez vor părăsi echipa în vară și perfectă pasa la pivot, angajată tunisianca. Excelentă combinația. Elgaui obține golul și o eliminare. Hernandez va sta 2 minute pe bancă. Este prima eliminare a acestei partide. Scoate portarul Carlos Viverarza, introdusă pentru postul de pivot în acest atac cu Ana Manea. Schimbări importante în ambele formații în vară, în jocul ne va permite, vă vom da detalii.
Eliza Buceschi, dispecer în aceste momente, lasă pentru Saga Fernandez, pe așul central, multe schimbări de locuri, Eliza Buceschi trage cu podeaua, minge, atinsă de portar, dar se dă apărare semicel. Au amețit cu aceste pase și încrucișări defensiva adversă, pivotul a blocat la un moment dat deplasarea defensivei și iată 7 metri obținut de Eliza. Isabel Rohu, trebuturile Vulcenciul, capitanul echipei astăzi în lipsa lui Florica, care este accidentată. Oh, ce frumoasă minge împinsă din vârful degetelor cu mare efect de Eliza Buceschi. Dache pentru Liscevici. Glipco, argintul viu al celor de la Râmnicu Vâlcea, Liscevici, pasă pentru Dache, minge trimisă în extremă, Levchenko păcălește pe Ciucă. Revenită și Levchenko după o lungă accidentare. Ucraineanca venită din Rusia de la Astrahanovska, este născută la Zaporojie, 27 de ani. Încă 35 de secunde de om în minus pentru Rapid. Bade pentru Fraga Fernandez, vinge pentru Târcă, aruncă Târcă! Excelent! Daciana Hosu a anticipat bine, diagonală perfectă, Levchenko cu poarta goală. Ciucă stătea foarte sus încercând să blocheze contraatacul din pasă lungă, dar până la urmă, iată, excelent a curs contraatacul cu o diagonală de 20 de metri. Bun timingul jucătoarelor de la Vâlcea. 5 la 5, minutul 9. Târcă pentru Buceschi. Pleacă din nou Bane în circulație. Se duce al doilea om pe semicer. Minge lăsată pentru Oana Manea, 7 metri. Cartonaș galben pentru Liscevici. Din nou Isabel Roch intră în poartă. Aceeași Eliza Buceschi este la linia de penalitate. Buceschi ofertă, aruncă cu podeaua și înscrie Rapidul din nou un avantaj minim pe tabelă. Rapid, o defensivă avansată cu zburător Târcă. Iată, dus în o zonă incomodă Glipco, în interdreapta. Foarte bine fac aceste variații defensive rapidistele, scoțând din tiparul atacului pozițional echipa olteană. Minge scoasă în extremă, pe lângă poartă. Ratează Corina Lupei. Jucătoare care a debutat și în lotul de senioare. Iată în stânga imaginii pe Cristina Vărzaru, secretarul Federației Române de Handbal, fostă handbalistă și la Rapid și la Vâlcea. A câștigat cu ambele Cupa României. În fața lui era fostul antrenor al Vulcencelor, Goran Curte, și actualul tehnician al Daciei Mioveni. Levchenko din nou pasă genială dată de Kiki Liscevic. A plonjat acolo Gabi Perian în încercarea de a împinge mingea, dar nu a reușit să o atingă. Rămasă singură din nou Levchenko. Rapidul vine după un meci complicat în campionat. A jucat în Giulești din compania Gloriei Bistrița și n-a fost deloc o partidă simplă pentru handbalistele lui Carlos Vive. Vă spuneam, în ultimele două etape, Rapid joacă acasă cu Craiova și la Vâlcea în deplasare. CSM-ul Lazalău
în deplasare. Ce frumoasă depășire impetuoasă pe schimbare de direcție, Fraga Fernandez. O pasă prea în spate, minge recuperată până la urmă de 10 metri din Vâlcea, prin Corina Lupei. Cere time-out Bendal, cel care este și secund la Naționala României. A contribuit la calificarea naționalei noastre la campionatul european, găzduit de Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord. Hey, just one thing now. It's about defense, girls. Now we are backing. I want you to attack. You know, they are too close and they can do these small passes. Everybody, especially in the middle, step up one half meter and we are a little bit closer. More aggressive with the pivot. You know, fight a little bit more in defense. Hey, stay cool. We create a lot in attack. So continue. Apărarea retrasă un pic prea mult pe semicerc, fără ieșiri în linia de pasare a adversarelor. Le-a cerut mai multă agresivitate și luptă mai mare, o luptă mai mare la nivelul apărătoarelor centrale cu pivotul Aihoa Hernandez, un adevărat pericol, coșmar pentru defensiva trupei din Vâlcea. Preluată partida cu Liscevici pentru Dache. Glipco, Lupe a plecat în circulație. Glipco se duce mult în lateral. Liscevici încearcă pasa la pivot, a greșit. Însă Lupe, care nu a fost atent, târcă pe contraatac. Finalizează 9-8 pentru Rapid. 9-6, îmi cer scuze, pentru Rapid. Dache, apără Ciucă. Fosta portăriță a Vâlcencelor, frumoasă învăluirea, mingea refuză să intre în poartă. Zorina Tâncă s-a așezat, este undeva lângă bară. Au umplut Vâlcencele pe acest atac. Glipco lasă mingea un pic cam jos și din nou ratează. Lupei, oprit jocul. N-am văzut exact ce s-a întâmplat, cred că a fost o ciocnire între Daciana Hosu și Zorina Tâncă. Poate vom vedea acest lucru pe o reluare. La încheietură se pare că este problema. Nu cred că din contact. Cred că o să rog pe colegii din regie să ne mai ofere o reluare. Poate chiar aceasta, care a fost puțin mai devreme, pentru a ne lămuri. Le-am văzut în imagine și pe handbalistă de la Măgura, Ciznădie, în tribune, privind acest meci. E o pierdere importantă dacă Sorina Târcă nu mai poate continua acest meci și după intervenția foarte promptă a echipei medicale, cred că s-ar putea să aibă probleme la un deget. Oricum, intervenția doctorului înseamnă că trei atacuri ale echipei sale, chiar dacă va putea juca în continuare, Sorina nu va putea intra pe teren. Dar se pare că și-a dat câteva degete peste cap. Cu siguranță nu știu dacă va mai putea intra astăzi. Ok, pe interstânga mai poate juca Perianu, Claudia Constantinescu. Perianu, care la revenirea după o accidentare a adus un aport important pe faza defensivă pentru Rapid. Sperăm să revină și la echipa națională, o apărătoare foarte puternică. Și o jucătoare cu braț bun și de afară. Intercepția Vâlcencelor, duc bine contraatacul, 3 contra 2. Elgaui nu vrea să fie altrui, să se duce singură. Se ciocnește de fosta sa cu echipieră Ciucă. Ambele se resimt. Vită serios în aceste prime 13 minute de Ciucă. O minge recepționată în figură, alta în plex, acum din nou o ciocnire care îi creează ceva dificultăți, însă se ridică portărița Rapidului și rămâne în continuare în tributurile echipei lui Carlos Zidăr Arsa. O
Oana Manea, lângă Sorina Târcă, încearcă să o consoleze pe colega sa, Perian, fetă de pas la pivot, minge pentru Fernandez Fraga, accelerează rapidul, Fernandez Fraga, pasă pentru Badea. Levchenko nu o lasă să facă nimic pe Alexandra Badea și cei doi arbitri dictează aruncarea de la 7 metri. Neatenție să-ți vină extrema de pe partea cealaltă și să aștept să-ți ia prin planul. Eliza aruncă din nou cu podeaua pe lângă piciorul de sprijin, perforând poarta oltencelor. Vă spuneam, Vâlcea nu mai poate rata locul 3 în Liga Florilor Mor, ca și în sezonul trecut, dar își dorește să ajungă să joace finala. Gabi Ferianu, eliminată pentru o intervenție tare asupra lui Elișević. Elișević venită de la Esbjerg în 2019. Fostă vicecampioană mondială cu Serbia. A stat mult timp în umbra lui Lekić la Naționala Serbiei, trebuie spus acest lucru. Pasă greșită, Elga Uy recuperează, dar nu reușește să își poziționeze execuția. Scoate portarul Carlos Iverarza, intră pe teren și angoleza Carlos Azenaide. Încearcă puțin Carlos Viver, ajutat de David Ginesta și Florin Ciupitu, să crească aportul flancului drept al feroviarelor, pentru că s-a înscris destul de puțin în interdreapta. Popa se obișnuiește cu această sală, pentru că din vară va juca la Dacia Mioveni, improvizată extremă dreapta. A tras la brațele portarului acolo Claudia Constantinescu, care și ea va veni în vară la Mioveni. Lișević de una singură, prea ușor acolo s-a dus. Apărare apatică a Giulei Ștencelor. Prea ușor s-a dus playmaker-ul Vâlcean. A apăsat și bine pe minge, lăsat portarul singur acolo. Buceschi combină cu Laura Popa. Rapid în inferioritate numerică, fără goalkeeper între buturi, 6 contra 6 acolo, în apropierea semicercului. Eliza Buceschi, Carlos Azenaide, revine Ciucă, în poartă Buceschi, rapidul în prepasiv, a încercat o pasă pe la spate spre Oana Manea, dar plecase pivotul giuleșan din acea zonă. Eliza Buceschi pasă pentru Carlos Azenaide, minge la Claudia Constantinescu. Pasiv. Asta a dictat arbitrii. Dacă misă din interdreapta, e clar că e o zonă inconfortabilă, dar lipsește acolo. Dar să urmărim această fază. A căutat o coechipieră care să plece pe contraatac, Ciucă. Vă spuneam, lipsește Mireia Gonzalez, operată recent, astfel că în Inter dreapta și Vâlcea suferă. Azenaide Carlos, care va pleca, din câte se aude, la Kastamonu în Turcia. Perianu în zonă centrală. Perianu lasă la Carlos Azenaide. N-a ieșit combinația cu Eliza Buceschi și pleacă Elga Uy pe contraatac. Elga Uy, care se împiedică în propriul dribbling. Momente de joc un pic haotic, cu erori neforțate comise de handbalistele ambelor echipe. Să nu uităm că e și final de sezon. Duminica viitoare se încheie și Liga Florilor. Oboseala acumulată într-un sezon lung, cu meciuri grele, cu un campionat echilibrat, spune cuvântul. Buceschi a reușit să recupereze. Buceschi forțează pătrunderea. Golul nu este valabil.
Time au cerut de Carlos Viver, fost selecționer al Spaniei, vicecampion cu Naționala Iberică. Antrenează la ora actuală doar Rapidul, a renunțat la echipa națională a Spaniei. Clasamentul golgheterilor cu 134 de goluri. Asmar Gaui, tunisian, ca cu pașaport maghiar, pe locul 9 în acest clasament, 114 goluri. Carlos Azenaide aruncă întors și o învinge pe Daciana Hosu. Foarte bine a gândit acel dribbling cu care a scăpat de apărătoarea centrală care ieșise în întâmpinare. Angoleza și-a arătat clasa. Trimisă Klikovac pe semicer, pe postul de pivot în locul lui Asmael Gaui. Liscevic pentru Glipko. Din nou Kiki Liscevic, lasă în spate la Dache. Dache, Glipko vine în zonă centrală, Daș. Pasă Daș. Puceschi. Din nou greșel și Roberta Stamin pe contraatac înscrie. Sezon care le prinde pe multe dintre jucătoare într-o stare de oboseală, atât fizică cât și psihică, dar parcă totuși în această primă repriză am văzut prea multe erori. Prepasiv Rapidul. Defensiv făcut în jurul pivotului. Oana Marea nu reușește să bage omorul spre poartă, să facă pirueta. Pasă la pivot, o pasă dificilă la bătaie și din nou tranziție ofensivă rapidă a vâlcencelor. Minge pe care Dache încearcă să o rezolve. 7 metri și eliminare. Dache care va pleca la tot placi de die în vară. Turcia vor pleca Dache, Roberta Stamin, Zenica Nicolic, Gorșenina, Kiki Liscevic și Mireia Gonzalez. Scrie fără emoții Klipko. Vor veni la Turcia. Nipona Asuka Fujita de la Minau, Daniela De Jong, suedeza, care este coordonator de joc, vine din Suedia, de la Skuru, Elin Hansson, tot din Suedia. Și apoi golghetele ediției trecute de campionat sunt Boica Iovana Kovacevic de la Gloria Bistrița. Un gol diferență și Rapidul este diferitate numerică, fără portar între buturi. Am intrat în ultimele 10 minute ale primei reprize pe Rianu. Pentru Oana Marea, boltă impecabilă, 7 metri. 7 metri pentru că golul nu este validat, pentru că a călcat semicercul. Oana Lefter se dă și eliminare de 2 minute împotriva Olga Gorșenina. Sper să nu mă înșel, dar cred că este prima eliminare în tabăra echipei lui Bent Dahl. Carlos Azenaide față în față cu Daciana Hosu.
Aruncare puternică, plasat aproape de vincul. 12 la 10 pentru Rapid. De 4 ori campioană Africii, de 2 ori aur la jocurile Africii. Azerai de Carlos nu este la prima experiență în Europa, a mai jucat în Spania la Vera Vera și în Croația la Podravka. Egalitate numerică pe teren. Lipko pune presiune acolo în zona Oanemana. Lipko pasă pe la spate, riscantă. Fraga Fernandez, Popa, repasare. Fraga Fernandez se uită după pivot, aruncă din precontact, 7 metri, apărare în semicercul. Păcălită foarte ușor Liscevici, proteste ale galeriei. A și vânat-o acolo, a văzut-o că este cu picioarele în semicerc, s-a uitat atentă. Din poanie, Carlos o păcălește pe Isabel Roch, venisă de la Borussia Dortmund, internațională germană. Din nou 3 goluri avantaj pentru Rapid. Nicolić în extremă dreapta. Klinkovac, Bobana Klinkovac, pivot. Liscevici caută din priviri pivotul. Aproape de intercepție, Carlos Azenaide, Liscevici, Dache, spre extremă, Zenița Nicolić a călcat semicercul. Golul nu este valabil. Din nou Fraga Fernandez, pe axul central. Fraga Fernandez pasă din săritură, o diagonală perfectă, dar acolo Ilie se duce târziu în pas. Ilie, care și ea m-a părăsit pe Rapid în vară, vine aici la Bioveni, formație care se bate la baraj însă acest sezon. Primarul orașului, însă Ioan Georgescu, a anunțat că are ca obiectiv sezonul viitor Dacia Mioveni să prindă Final Four-ul cupei. Aruncarea lui Perianu, Liscevici a reușit să ajungă la minge înainte lui Popa. Un pic cam mult cu mingea în mână joacă Vâlcencele și pierd tempouri importante. Defensiva Rapidului se mișcă bine în direcția mingii și reușește să blocheze culoarele și să închidă pivotul. S-a dus în fals foarte bine acolo. Klinkovac ciucă însă din nou extrem de atent. Are feeling și respinge, refuzând golul. Deși știe pe majoritatea handbalistelor lui Bendal. Oh, ce frumos Fernandez, Fraga! Pași în faul, da. Păcat pentru frumusețea acestei schimbări de direcție absolut fabuloasă reușită de handbalista iberică. A simțit că zona vulnerabilă este zona centrală. Fraga Fernandez. Schimbare de direcție, șahmat defensiva vâlceană. Azenai de Carlos, extrem de atletică, face spectacol în sala sportului din Mioveni. Cred că este pentru prima dată când pe tabelă e o diferență de 4 goluri. Angoleza le-a înțepat încă o dată pe adversare. În curând, intrăm în ultimele 5 minute ale primei reprize. Gorșenina pe centrul porții, dar stă bine la recuperare. Klinkovac, care reușește să bage mingea în poartă. Că până acum Rapid a fost echipa un pic mai disciplinată tactic și care a greșit mai puțin. Klinkovac
luat, i-a aranjat un pic fizionomia Oanemana și a cerut după aia scuze. În prepasiv, echipa bucureșteană. Draga Fernandez, pasă cu podeaua, ce verticalizare! O pasă în adâncime și Oanemana nu iartă acolo. Gorșenina vine lansată exact în spațiu unde trebuia să fie Oanemana. Aici au greșit feroviarele, trebuiau să ducă un pic apărarea în zona în care Oanemana a încercat să se repieze, dar era destul de departe să completeze acel spațiu. A gândit bine Gorșenina, a știut că se duce exact în golul în care jucătoarea încerca să se repieze și nu ajunsese în deplasare. Aici centralul trebuia să coboare și să iasă mai repede, să facă un foul tactic pentru a permite Oanei să revină în defensivă. Pasă cu o mână, da. Voleibalată, pasă grea. Ăsta e genul de foul care îți permite să te reașezi și să duci defensiva mult mai bine organizată. Fiecare jucătoare să stea pe postul ei în apărare. 3 goluri avantaj pentru Rapid. Cu 2 pivoți în acest moment, Vâlcea încearcă să pună presiune în 2 sectoare defensive. Pasă riscantă, Ilie reușește intercepția, lasă mingea în spate, Fraga Fernandez în dribbling, ca o adevărată basketbalistă. Oanemana preferă poziționalul, însă Giulie Ștencele încearcă să joace pragmatic, liderul campionatului. Claudia Constantinescu revenită pe teren, pasă pentru Oanemana, o pasă însă dificilă. Minge ajunge la Constantinescu, care din poziție de interdreapta finalizează. Un extra pas perfect și o învăluire pe care Claudia a reușit să o facă în momentul oportun. 4 goluri de avantaj. Au reușit să zădănicească atacului Kiki Lișević. Greșită, Fraga Fernandez pasă cu boltă, Ilie singură cu portarul, apără Hoffman. Intervenție uriașă pentru Daciana Hosu. Încă o greșeală pentru Vâlcenice. Multe greșeli tehnice, unele neprovocate. Fraga Fernandez, argintul viu, argintul viu, încă o dată playmakerul spaniol continuă telenovela în atac. În curând intrăm în ultimul minut al acestei prime reprize. Din nou Hosu. Lovită puternic de Carlos Azenaide, se duce handbalista angoleză să-și ceară scuze. Lovitură în flex pe care a recepționat-o portărița. Iată faza. Să spunem singura jucătoare de la Vâlcea care a fost la nivel maxim până acum. Da, arbitrii i-au făcut semn Dacianei că dacă mingea o lovea în față, da, putea să rămână pe teren, dar deoarece a lovit-o în piept, 3 atacuri ale echipei sale trebuie să stea pe bancă. Corectă decizia arbitrilor. Inter dreapta pentru Râmnicu Vâlcea.
Zenița Nicoliș, bucur. Lasă pentru Corșelina, aruncă Corșelina. Parada simplă pentru Diana Ciucă. Blocajul a atenuat un pic din viteza mingii. Oana Manea, Zeraide de Carlos, Claudia Constantinescu. Din săritură, Claudia Constantinescu forțează acolo culoarul și obține penalitatea. Se apără prea mult pe retragere SCM Râmnicu Vâlcea. Din nou Azenai de Carlos. Din nou perforează poarta în ultima secundă, 16-12 pentru Rapid la pauză, legătura în studio.